Bun găsit, bun găsit și astăzi la frecventa noastră discuție deja, vorbind despre asta săptămânal, despre educație și despre școală. Astăzi încercăm să găsim din nou câteva răspunsuri și câteva provocări existente în școală și am invitat alături de mine o dragă colegă cu care am rezonat foarte bine încă din momentul în care ne-am întâlnit. Este vorba de doamna profesoară Carmen Matei. Bine ai venit, Carmen! Mă bucur mult că suntem împreună și oricând e o creștere. Așa am simțit de fiecare dată când ne-am întâlnit, pentru că de fiecare dată parcă ne-am dat una alteia energie pozitivă și uite, a culminat, o să povestim puțin mai încolo, cu ce a culminat. Pentru că și speram să se mai întâmple. Trebuie să se mai întâmple. Pentru că din tot demersul ăsta al nostru simțim că se întâmplă ceva și încercăm să mișcăm lucrurile. Dar hai să luăm așa. Tu ești profesor la? Colegiul Economic Gigi Magiaru din Ploiești. Sunt deja, cred că, în al 30-lea an de activitate. Neîntreruptă aici. Și mă bucur așa de perioada, cred că, cea mai efervescentă a dezvoltării copiilor, care nu pot să zic că e și ușoară, nu e chiar ușoară, dar te pune așa permanent în priză și să găsești poate soluții, poate mai multă, să rezonezi mai bine, poate altceva. Păi, după 30 de ani de experiență, cred că ți-au trecut atâtea promoții prin față, încât poți deja să ai așa niște repere despre ce înseamnă licean. Nu știu dacă știi, sunt așa câteva situații în care zici, ok, și eu unde am fost și de ce lucrul ăsta nu-mi merge. Permanent sunt provocări și permanent învățăm, Irina, știi? Sunt lucruri pe care nici nu pot să le spun astăzi că poate le-am făcut bine sau poate nu, dar cred că vorbesc copiii care din când în când se întorc către noi și chiar unii dintre ei revin la catedră de acolo de unde au pornit. Deci se întorc ca și profesor, da? Mi s-a întâmplat și lucrul ăsta și da, sunt chiar copii pe care i-am avut și eu ca profesor și acum știi, mă gândesc, oare așa eram și eu când aveam 23-25 de ani, că e vizibil, copiii sunt mult mai atrași de profesorii care rezonează și fizic și sunt mai aproape de vârstă. Da. Se simt mai în legătură, mai conectați. Mai în largul lor și da, au așa. Cred că e și chestia care ține de partea de atracție, pur și simplu, că e normală, e păi a oamenilor. Vorbim de o vârstă care este o adolescență spre tinerețe spre și spre ceea da. Ce construiesc ei, ce doresc să devină în viață. Da. Și tu aici ai avut, ai predat tot timpul? Sunt profesor de alimentație și turism. Au trecut multe generații așa prin diferite specializări. În general, la această specializare predau și mă bucur și le spun tot timpul că, de fapt, noi nu învățăm pentru o lecție, pentru o materie, noi învățăm, de fapt, pentru viață. Sunt competențe, de fapt, pe care le creăm și care, la un moment dat, ne vor prinde bine când vom fi părinți, când vom fi oameni care va trebui să ia niște decizii, care vor trebui să ia niște decizii pentru ei și pentru copiilor. Mi se pare foarte important faptul că într-un liceu dezvolți astfel de competențe pentru viață, pentru că mai nou majoritatea locurilor se întâmplă teoretizare. Ori la voi ajungeți în practicul acela de care chiar au nevoie și pe care chiar îl întâlnesc în viața de zi cu zi. Dar dacă am sta noi să vorbim despre modul în care se derulează lucrurile, știu că la un moment dat ai simțit nevoia să faci ceva altfel decât s-a întâmplat până acum. Și știi la ce mă refer? Mă refer la prima noastră întâlnire. Cred că știu la ce te referi. Cred că te refer la cum am intrat în Supertici. Asta te... Și înainte de Supertici a fost altceva. A fost grupul Educativa, care a fost, nu știu, să zic, rampa care ne-a dus împreună.
Am avut o generație de copii extrem de buni, extrem de buni și sufletește. Și așa sunt copiii. Cred că ne lipsește uneori nouă puterea de a-i vedea exact așa cum sunt ei și să scoți din ei partea aia pe care o au un pic în interiorul lor, că niciunul dintre noi nu lăsăm la lumină ceea ce sau poate nu o conștientizează. Sau poate nu o conștientizăm, așa este. Dacă nu o conștientizează, nu știu cum să o scoată la lumină și probabil că de acolo ar fi o grămadă de alte lucruri noi. Da, Educativa, super inițiativă în educație și sunt atâtea inițiative acum care ne oferă cumva... Mult mai multe, cred că sunt. Și nici atunci nu cred că le știam pe toate, dar... Da, a venit pe urmă FIEDU la Ploiești. Da, la FIEDU eu fusesem la o conferință Super Teach. N-am putut să merg la cursul de mentalitate deschisă pentru formatori și știam că este cineva din Ploiești și abia așteptam să văd. N-am știut că FIEDU o să vă aibă și pe voi acolo. Și îmi spusese colegul meu Mihai Caragheaur de tine, te știa Mihai și mi-a zis, eu super tipă Irina, să vezi că o să-ți placă și abia aștept să mai vorbim de asta și eu sunt interesat de lucrul ăsta și entuziasmul ăsta m-a făcut așa să abia aștept și culmea a fost că, sau poate că n-a fost culmea, am fost în sala de conferințe în care voi ați prezentat tu și cu Ana Bordan și n-am să uit, Irina, că aveai așa niște emoții și iarăși ceea ce n-am să uit e că aveai un carnețel cu tricolor. Da. Deci asta m-a marcat și a fost o chestie nescrisă, știi, chestia aia din limbajul non-verbal sau din lucrurile pe care nu știu dacă ai făcut-o conștient că ai luat acel carnețel al cărui spate se vedea, dar pentru mine a contat și lucrul ăla. Păi nu mai pare... zic de ceea ce spuneați voi acolo. Sincer, l-am ales, că aveam carnețele mai multe, dar mi-a plăcut ăsta pentru că e vorba de schimbarea de care avem nevoie în România și suntem români și educație facem aici în școala românească și atunci pentru a transmite acest exact mesaj cu... Vezi, la mine a ajuns exact ceea ce trebuia să ajungă și sunt sigură că nu doar la mine. Sala aia cred că avea vreo 80 de persoane. Da, au fost atunci la Palatul Culturii a fost și mi s-a părut mie că am fost convingătoare pentru că pe urmă au mai fost persoane interesate să afle despre mentalitate deschisă, dar înainte de a vorbi despre mentalitate deschisă, uite, am găsit aici un lucru foarte interesant și mi-a plăcut mie că l-am preluat împreună. Se spune că înțelept este acel om care nu-și consumă energia cu lucruri pentru care nu este potrivit, dar și acela care știe să aleagă dintre lucrurile pe care le face bine și le face pe acelea pe care le știe cel mai bine. Și atunci, deși ai trecut prin atâtea promoții, deși ceea ce faci, faci foarte bine, din moment ce copiii se întorc la tine, elevii de liceu revin după ce au terminat și îți dau satisfacția lucrului împlinit, tu ai simțit nevoia de mai bine, adică să-ți găsești varianta și mai bună decât a fost înainte. Și de acolo mi s-a părut toată această pornire. Și am trecut prin cursul de mentalitate deschisă. De ce ai ales cursul de mentalitate deschisă? Vreau mai înainte să spun că nu se întorc doar la mine, se întorc la toți colegii mei. Deci liceul ăsta chiar e un liceu foarte bun, bun și foarte bun. Chiar mă uitam aseară încercând așa să spun ceva părinților. Mă uitam că atât la admitere cât și la BAC, noi suntem undeva pe locurile 7-8 în Ploiești, având în vedere că sunt 4 în Prahova, având în vedere că sunt 4 colegi sau 5, 4 colegi naționale, 4, parcă sunt. 4, cred că e un loc foarte bine cotat prin valoarea copiilor. Deci nu e vorba doar de cunoștințe teoretice, așa cum spuneai și tu. Sunt competențe pe care ei și le formează, abilități multiple și da, se întorc cu drag către, zicem noi că poate și la matcă și poate că și ei au ceva de spus. Revenind acum la întrebarea ta, permanent avem ceva de învățat, Irina, și niciodată nu cred că știm chiar totul.
Dar da, educația cred că e domeniul în care m-am dezvoltat. Nu pot să spun că e domeniul pentru care m-am format. Eu am făcut o facultate de inginerie, în industrie alimentară, dar din copilărie, din familie, am avut, cred, oameni valoroși care mi-au arătat ce înseamnă să fii om de formare, om pentru comunitate. Și mi-au arătat asta și comunitatea în care eu m-am format, dar și cei în rândul cărora am crescut. Și au fost câteva, cum să spun, sincope, că sunt în viața fiecăruia, și momente când m-am întrebat, ok, dar de ce nu merge? Dar ce aș putea? Eu unde greșesc? De ce sau oare greșesc eu? Ce pot să fac? Sunt situații în care te gândești că poate nu cunoști toate datele unui parcurs, poate nu știi toate lucrurile pe care trebuie să le știi. Și atunci încerci să mai afli. Păi, vorbind despre toate cele, noi ne gândim acum la tinerii din ziua de astăzi, la liceenii pe care tu îi formezi. Și ei au o altă atitudine față de cei pe care i-ai avut în primii tăi ani de cred că învățământ. Și copiii tăi de ciclu primar au o altă atitudine și sunt mult mai dezinvolți și își spun părerile cu atâta prezență. Mi-aduc aminte că presupun că inițial și modul în care noi am fost formați a fost un mod regulamentar, la linie, așa, știi? Pe urmă, treptat lucrurile s-au mai reglementat în zona asta și eu cred că argumentarea, găsirea unor soluții comune, a unor soluții care poate sunt de compromis, dar care nu dau un conflict, cred că sunt lucrurile pe care trebuie să ne bazăm. Hai să ne gândim așa la o experiență trăită în anii 90 ca profesor de liceu și la o experiență în 2020. Da, cred că atunci, pe la început, presupun că erau mult... În primul rând, noi aveam uniformă. Am avut multă vreme uniformă și acum avem o semi-uniformă așa și asta impune. Chiar colegii mei spun că noi aici creăm oameni de afaceri și un om de afaceri nu poate să arate oricum și cred că e un punct de vedere valoros. Problemele atunci erau mai degrabă materiale, aș zice. Copiii noștri niciodată n-au fost doar copii proveniți din medii favorizate și întotdeauna încercam să-i ajutăm și cred că m-am întâlnit ulterior cu o fetiță care mi-a spus, doamna, vă aduceți aminte că nu aveam cu ce să mă duc la practică și mi-ați dat niște bănuți să-mi iau niște papuci să merg la practică? Pentru că la ei practica este importantă și fără practică, adică dacă la celelalte materii putem încheia cu 5, la practică trebuie să aibă minim 6 și trebuie să aibă peste 70%, 60-70% frecvență. Și atunci e foarte importantă ținuta, modul în care reușesc să... Iar acum, și la practică ce faceți? Acum, iarăși, e vorba de specializare. Noi specializăm în mai multe domenii și avem și un profil teoretic, mate-info, avem și comerț și economic. Pe lângă turism și alimentație. Hai și să vorbim despre domeniul tău. Despre domeniul meu. Ce fac ei la practică? Învață să fie director. În primul rând, asta le spunem noi, că fiecare are în rucsacul lui bastonul de mareșal. Dar ca să poți să fii director, trebuie să știi ce fac cei de care depinde buna activitate pe care tu trebuie să o desfășori. Și atunci o iau cu lucruri mărunte, de la aprovizionare, de la pregătirea materiilor prime, de la, știu și eu, prelucrarea materiilor acestora,
sau cei de la turism reușesc să verifice în ce constă inventarul unei camere de hotel, să facă chiar curățenie în camera de hotel atât cât poate el să facă și cât se admite. Pot să facă niște trasee apoi mergând pe ciclul superior al liceului, să propună niște trasee turistice, să găsească eventual clienți, lucrează cu agențiile de turism, la profilul turist, la profilul alimentației avem un profil care se numește organizator banqueting și atunci învață, noi asta le spunem și cam asta trebuie să se întâmple, să realizeze evenimente și mie asta mi se pare foarte frumos și și ei sunt atrași de lucrul ăsta. Știi că eu cred creativitatea lor este așa o bombă care trebuie să o lași să se... e ca un bulgăre care se mărește, știi? Și învață și din greșeli pentru că greșesc. Da, da, uite, au contact direct, concret cu ceea ce ar trebui să lucreze atunci când termină da, liceul. Și aici trebuie să spun totuși că nu au chiar contactul la care noi ne-am așteptat. Noi am fost așa, ne-am mai perfecționat și am avut șansa să mergem și în țările nordice, de exemplu, și am văzut că ei sunt mult mai deschiși și comunitatea îi invită să greșească în fața lor pentru a nu greși atunci când sunt chiar la serviciu. Uite, și acum chiar mi-ai dat așa înapoi. Deci, e nevoie de schimbare de mentalitate la noi? Da, este nevoie și cred că fiecare mică rază care luminează așa un picuț reflectă în altcineva și în altcineva și nici nu se știe unde se duce practic raza aia pe care tu... Practic se propagă lumina, așa cum se întâmplă de Paști când luăm lumina de la fiecare. Ce frumos! Da, Irina, da, da, așa e. Și așa sperăm să fie. Și asta se transmită. Sunt apropiați liceenii de profesori? Uneori prea apropiați, uneori nu mai găsesc limitele, dar da, sunt apropiați și... mie mi se pare că e mult mai natural să spună, chiar dacă mă deranjează că trebuie să spun, că mă și deranjează ceea ce spun și naturalețea cu care o fac, dar prefer să spună și la un moment dat să-mi găsesc și eu calea și să o găsesc și pe a lui și să convergem, decât să nu fie lucruri spuse și uite, poate cresc altfel copiii ăștia și sperăm să crească altfel și să reușească să-și spună și lucrurile pe care nu vor să le facă și să le spună asertiv, să poată să spună și nu frumos, știi? Pentru că e nevoie și de nu uneori. Foarte important e. Și, ca să spui lucruri dificile, e foarte important să spui... Și totuși există niște bariere, pentru că atât de mult se plâng unii dintre ei, există niște bariere în comunicarea asta, toți își doresc să fie văzuți de profesor. Și ce poate să însemne asta? Cum adică să fie văzut de profesor? Cred că e exact ceea ce ziceai tu atunci. Să vedem și partea bună a copiilor, pentru că fiecare dintre el are ceva bun. Nu știu, mi-aduc aminte de o povestioară pe care o avem noi în cartea de mentalitate deschisă, în care un băiețel dificil trebuia să fie pus la locul lui, să zicem așa, să realizeze toate lucrurile ca ceilalți copii, nu se putea și profesorul a zis, dar dacă ar fi să-l privesc din dragoste, dacă ar fi să fac chestia asta cu dragoste. Și chiar nu e greu, pentru că noi ăștia de aici, cred că ceea ce facem, facem cu dragoste. Și uneori ne ia valul pentru că zicem, aoleu, dar n-am făcut aia, dar mai am și trebuie să o fac și pe altă. Avem așa un aflux câteodată de activități pe care trebuie să le finalizăm, sigur, și uităm uneori că în fața noastră sunt suflete și că le avem așa în palmă, cum iarăși zicea cineva de la da, noi. Și asta înseamnă să vedem măreția în fiecare, pentru că fiecare poate construi ceva, fiecare are ceva bun, fiecare se poate dezvolta într-un anume domeniu. Da, și știi ce, Irina?
Mă gândesc că noi îi vedem foarte evident pe cei care ne sunt obstacole, care nu ne lasă să ne facem noi ora aia perfectă cum o vrem noi. Îi vedem pe aia buni care zic, doamna, haideți că mi-a venit o idee, da, hai să facem aia, hai, da? Îi vedem foarte bine, sunt vreo 3-5 în partea asta și vreo 3-5 în partea asta la altă. Și restul până la 30, ăia 20, ce se întâmplă cu ei? Ei sunt societatea, practic, și pe ei trebuie să-i vedem. Adică eu încerc asta, știi, încerc atâta de mult să dezvolt fiecare copil să-și găsească ceva a lui aparte. Uite, acum, venind încoace, înainte am avut dirigenție și o fetiță mi-a adus o motivare. Și a fost în perioada simulării de BAC și nu prea am găsit ce să motivez. Și m-am uitat acolo, zic, Maria, dar ce frumos, te-ai dus la un festival de teatru din Ploiești. Mi s-a părut o chestie extraordinară. Deci vezi, copiii ăștia ai noștri nu sunt doar cu aptitudinile tehnice pe care le dezvoltă, ci fiecare copil are propria lui personalitate pe care la un moment dat simte că trebuie să o pună în valoare. Și uite, să le dai în boldul ăsta și să zici, băi, tare chestie ai făcut tu cu asta. Este extraordinar. Și da, chiar e extraordinar. Adică să se simtă că ceea ce s-a întâmplat a avut valoare și să, da, punem, și să punctăm lucrurile care au valoare, mm-hmm, astfel încât să poată fi modele pentru alții. Și chiar sunt. Mi-a zis, acum pot să vorbesc mult mai liber și mai detașată de orice. După 4-5 luni în care a făcut cursuri de teatru, știi? Da, uite ce frumos. Și, și asta e comunitatea care e pe lângă școală și care se împletește cu școala și pe care noi nu o vedem. Trebuie, dar să completează bine activitatea. Foarte bine. Și sportul, cât de bine completează. Și plantarea de copaci, cât de bine completează și cât de bine face. Statul în natură și, nu știu, robotică, tot ceea ce fac ei. Dar vezi că noi dansează. Suntem într-o alergare. Noi avem timpul ăsta care ne fură. Deci tot timpul spunem că n-avem timp. Exact ca melodia celebră, avem tot timpul din lume să n-avem timp, știi, cam așa. Da. Și ținând în faza asta, în alerta de a oferi informație, de a parcurge curicula, de a te duce neapărat să fie punctat, mm-hmm, fiecare, mm-hmm, lucru din programa școlară, să te asiguri că în final tu ai oferit tot ce trebuie, treaba lui dacă a învățat, pierdem. Pentru că fără treaba lui dacă a învățat, ci luată pas cu pas, hai să vedem cât a mers acolo și cum a putut să o asimileze și ce l-a ajutat. Cred că dacă am avea așa pe fiecare, nici nu știu dacă ar trebui pe fiecare copil, știi? Dar cred că al nostru personal. Uite, vis-a-vis de ceea ce mă întrebai tu, anii 90 acum, cred că aveam un tip de evaluare oarecum mai standard, acum avem o pleiadă mult mai largă de evaluare și ei se văd puși în valoare prin mult mai multe oportunități, opțiuni pe care le au. Adică nu-i mai sperie, dăm doar extemporal, da, și da, doar extemporal. Și chiar dacă e doar extemporal, adică nu e doar extemporalul, știi? Știu că pot să realizeze ceva și prin abilitatea lui pe care și-a dezvoltat-o, pot să treacă la o materie pe care altfel sau să treacă mult mai bine. E foarte important. Și asta le dă încredere în ei și le crește stima de sine. Din tot ce mi-ai spus, e evident că vorbești având așa un reper, mentalitatea deschisă, pentru că eu am mai exprimat și în alte dăți cum m-am dus eu la curs, fiind convinsă că am o mentalitate deschisă și că eu văd lucrurile întotdeauna cu foarte mare optimism și cu energie pozitivă și cu zâmbet și mi-am dat seama că nu am mentalitate deschisă și faptul că am ajuns să conștientizez când nu este mentalitate deschisă, m-a ajutat și pe mine și văd că din tot ce îmi povestești, se simt toate lucrurile astea. Dar recomanzi asta și altor profesori? Am chiar colegi care au participat la conferințe, foarte mulți au participat la conferințe, colegi tineri și colegi în vârstă ajungi spre pensionare și chiar mi-aduc aminte de o doamnă care nu reușea să intre la conferință, era online, știi? Și am învățat-o pas pas, zice, nu, dar e și nepoata mea la mine și n-a reușit. Și cu nepoata, cu dumneavoastră, a reușit să intre și îți dai seama ce chestie, pentru că acolo chiar sunt vorbitori valoroși și să nu ai
absolut nicio tangență metodică, să zic, sau profesională cu vorbitorii, e imposibil să nu găsești ceva care să te atingă și pe tine. O carte pe care trebuie să o citești, un film pe care să-l vezi, o modalitate de a te destresa pe care să încerci să o aplici. E ceva tare frumos. Asta în conferință, da, cursul. În conferință. Iar la curs au, cred că au participat, l-au făcut doi colegi de-ai mei. Deci doi colegi au mers acolo și atunci când în cancelarie apar așa trei persoane care gândesc cu mentalitate deschisă, e un pic mai, e lumina aia care se transmite. E un pic mai bine și simți. Știi ce, Irina, e chestia aia, nu știu dacă la voi, deci eu așa am avut senzația că e un fel de grup de sprijin. Am zis-o poate peiorativ, parcă suntem alcoolici anonimi, pe cuvânt, să simți că ceea ce simți tu, simte și ălălalt. Și a văzut-o și societatea civilă, și societatea antreprenorială, și se gândesc la niște soluții și deci nu ești chiar nebun în problemele tale, în nu știu, în lucrurile pe care nu poți să le rezolvi de unul singur. Și nu te mai simți singur. Ai. Și găsești atât de multe soluții și oameni care îți spun, pot să te ajut eu? Uite, eu știu de ceva de genul ăsta. Oare asta te ajută? Deci, exact întrebarea și poate potrivită. Nu te ajută, dar chestia aia că cineva a fost lângă tine, aia te ajută foarte mult. Și copilul ăla care are bariere și care rămâne acolo pe ultimul loc și care e cel care creează probleme din punct de vedere al învățării, crezi că dacă ar primi întrebarea cu ce pot să te ajut, ar rezona? Să știi că am încercat lucrurile astea și am văzut că, deși nu rezolvă totul, oricum atitudinea se schimbă. Oricum sunt mult mai deschiși la a asculta o perioadă de timp, atât cât pot ei să fie focusați, să încerce să rezolve niște sarcini, să nu te pună chiar în situații inconfortabile și pentru tine ca profesor. Și da, chiar am văzut schimbare. Chiar am văzut schimbare și mă gândesc și acum, știi, sunt copii care întârzie la ore, că întârzie și nu reușim să introducem chiar pe toți la ore și care mai joacă o minge pe terenul de fotbal și chiar mă bucur de chestia asta și le zic, e foarte bine că ieșiți afară și în loc să stați cu telefonul, eu chiar mă bucur să stați afară. Și așa, să ne dumeriți, cum adică, ne lăsați afară? Așa, păi și nu puneți absență? Ba da, îți pun absență. Da, vedem până la sfârșitul orei ce mai faci și tu și dacă chiar ești prezent la oră, absența da, putem să o motivăm. Vezi că și telefonul ăsta cu toate rețelele de socializare provoacă altfel. Parcă eu i-am simțit că nu mai au același tip de comunicare deschisă cum aveam și probabil că blocajul s-a produs și după școala asta și pandemia care ne-a ținut în casă i-a obligat să comunice într-un alt fel, să comunice prin rețelele de socializare. Și pe noi ne-a obligat. Și pe noi și la un moment dat. Eu trebuie să mulțumesc într-un fel lucrul ăsta. Eu am învățat foarte multe lucruri în perioada asta de pandemie și cred că nu sunt singura. Păi da, așa este și am tot... Și uite, de la tine atâtea lucruri frumoase am învățat cu bambuză, cu draw quick, cu doamne ce de lucruri de la... Da, care sunt provocatoare și pentru elevi, pentru că da, și pentru profesor. Și pentru profesor, dacă se bucură și ei să se joace. Da. Vezi că tocmai asta e, stând în preajma lor, ești provocat să fii tânăr mereu și ești provocat să înveți cot la cot cu ei, ești provocat să faci lucrurile așa cum să fie și să te bucuri alături de ei, pentru că până la urmă despre asta e vorba. Și hai să spunem că noi două am construit un lucru astă toamnă la Ploiești și ne-a ieșit foarte bine, că acum trebuie să ne și lăudăm. Da, chiar cred. Vorbim despre conferința regională Supertici. Spune-mi ce a însemnat pentru tine. Păi au însemnat foarte multe emoții, Irina, deci pentru mine chiar a fost foarte, foarte greu pentru că tu participase și la FIEDU așa acolo în față. Pentru mine a fost prima participare de anvergura asta și știi cum e, cu partea mea de mentalitate închisă, zic și dacă nu iese, și dacă nu, și dacă mă blochez, și dacă... Dar e omul ăla care zice, te ajut, eu sunt aici pentru tine, deci...
stai liniștită. Și da, toate lucrurile au mers bine și nesperat în pandemie oamenii și-au făcut verificările și au venit cu certificat și au putut să umple sala și sigur au avut cu ce să plece de acolo valoros și uite, mi-o aduc aminte pe Gabriela Bărbulescu, pe Oana Mașoiu, pe domnul profesor Stan. Și fiecare au venit cu plus valoare. Deosebite și nimic care să se refere la același, la aceeași bucățică. Parcă era un puzzle care se lipea pe măsură ce înaintam. Asta încerc eu să fac aici. Știi, emisiunea are titlul Greu cu educația. Da. Și de ce greu? Pentru că tocmai avem atât de multe aspecte lucruri de surprins, da. Și din atât de multe părți, pentru că vorbim de ciclurile de învățare, primar, gimnazial, liceal, firește și de cel universitar, pentru că în fiecare spațiu există niște provocări, există niște lucruri pe care trebuie să le îndeplinim cât să aducem un plus valoare. Și mă gândeam din conferința de la Ploiești că ai zis, știi că cea mai mare frică, cea care se află în top, că ai văzut, când te întreabă cineva de ce ți-e frică, mi-e frică de șerpi, mi-e frică de păianjen, cea mai mare frică numărul unu e vorbit în public. Și mă gândeam atunci când am vorbit pe scenă, pentru că noi am avut o participare record ca și conferință regională și au venit profesori alături de noi pe care îi invităm să vină în față, să ne continuare. Ia locul, să vadă cum este și să au atât de multe lucruri bune de spus, că despre asta e vorba în ceea ce fac eu. Și au atât de mult entuziasm. Da. Da. Și aș vrea să-mi spui, pentru că ne apropiem de final, aș vrea să-mi spui un lucru care ți-a rămas așa din conferință, o chestie care te-a marcat. Că ai vorbit de Gabriela Bărbulescu, ții minte cum și-a intitulat partea de prezentare, nu? Curajul de a fi profesor. Da. De ce? Păi, nu știu, cred că sunt atât de multe provocări și exact ceea ce spuneai tu. Noi suntem în față și uneori ne gândim doar la faptul că suntem modele, nu că și participăm la modelarea asta a noastră concomitent cu acelor de lângă noi și ne e teamă să nu greșim, să nu dăm kicks și... Practic, cred că este dacă cerem încredere, da? Aveți încredere în noi? Să acordăm încredere. Da. Și în momentul în care lucrurile astea se întâmplă pe aceeași treaptă și nu una superioară și tu ești jos, atunci echilibru se formează în comunicarea aia asertivă de care vorbeai mai devreme. Da. Uite, mi-aduc aminte, apropo, și de planul, mi-am reamintit cum stăteam în atelier și am avut tendința să coborâm și să intrăm în grupurile de lucru de acolo și toată lumea are nevoie să simtă că a crescut un pic și să simtă că e și despre el și că puțin câte puțin poate să dea și el ceea ce lui i s-a dat. Și cred că de fapt noi cam de asta suntem? Cam așa e. Cred că fără har și fără să punem... uite, știi ce mi-aduc aminte? Mi-a zis mama ieri că am auzit ceva cu tinerețea capital mare, dar nu mai știu finalul. Zic, hai că ne uităm să vedem cum e. Și era spus de Barbu Ștefănescu de la Vrancea și era tinerețea capital mic cu dobândă mare. Și așa este, cred că și o inițiativă în educație, poate că e în mic, acum deși nu mai e deloc în mic, la 700.000 de persoane care sunt permanent în dialog cu Superticiu, e într-adevăr cu dobândă mare și noi sperăm să fie pe termen lung și să crească și să motiveze și să motiveze cât mai mulți. Uite, te-aș provoca acum să adresez un mesaj liceenilor. Ce ai spune tu ca un profesor care are mentalitate deschisă liceenilor? Hai să punem în raport cu școala. Eu nu știu, dar cred că trebuie să aibă încredere în ei. Oglinda prin care noi privim este oglinda prin care vedem lumea. Și întotdeauna cred că trebuie să privim
înainte, și dacă ne e greu, și dacă ne e un pic mai ușor, și permanent să încercăm să găsim lucrurile bune și să învățăm. Eu asta aș zice, să iubească, să învețe, să îndrăznească și vor vedea că pot. Mulțumesc tare mult pentru discuția de astăzi. Am mai fi vorbit o grămadă pentru că e ofertant subiectul nostru, dar așteptăm cu nerăbdare o întâlnire ulterioară când poate mai vine Carmen alături de noi să ne povestească din experiențele de la catedră, din ce înseamnă mentalitate deschisă și de ce profesorii se străduiesc să rămână tineri și să rămână cu încrederea de care au nevoie și elevii, dar au nevoie și profesorii. Până data viitoare, când vom găsi alte repere din educație, la revedere!